Bun găsit! Suntem în direct pe pagina de Facebook știrile canalde.ro într-o zi foarte importantă pentru români și pentru România, ziua în care fiecare oraș își alege primarul, în care aflăm cine va fi în următorii 4 ani, cine va conduce la nivel local fiecare județ din România. Astăzi am o invitată foarte specială alături de noi. Este vorba de colega noastră, Denise Rifai. Bine ai venit la noi în studio. Bună, mulțumesc pentru invitație și care iubește foarte mult politica, adică e o zi atât de importantă. Tocmai de asta ne-am și gândit că ar prinde bine o mică discuție și cititorii noștri vor fi încântați să te avem alături de noi în studio. Mulțumesc! Noi astăzi am propus un fel de joc tuturor invitaților, celor care vin aici în studio. L-am avut la ora 13 pe domnul Ilie Năstase, care ne-a oferit un interviu foarte, foarte bun, pe care îl găsiți pe știrile canalde.ro în continuare. Mai exact, le propunem invitaților să intre în jocul nostru în a fi primari pentru o zi. Au! Ce zici de asta, Denis? Cum mă vrei primar propunerea? Pentru o zi? Pentru o zi sau pentru o zi pentru sau mai mă vrei primar pentru un mandat întreg? Ar fi bine un mandat întreg ca mai să vota? Ai timp și să... Tu mai vota? Cred că da. E, vezi? Deci gata, sunt primar. Acum unde mă poziționez? Sunt deja primar sau candidez? Deja ești primar. Deja sunt primar. Știrile deci canalde.ro, deja sunt te-au primar, ales. Primarul și... cui? Al capitalei, la sectorul, unde mai mic, să mai mare? Să zicem al capitalei, să deci sunt capitala. Demnitar, că primarul capitalei este unul, unicul între primari, singurul, așa, care are rang de demnitar. Deci sunt deja și demnitar în statul român și primarul capitalei. Absolut. Doamne ajută! Așa. Deci din acest moment ți-ai intrat în rol, am stabilit... Dar normal că mă pregătesc deja pentru candidatura la președinția României. La președinția României. Păi, normal este, nu este primăria capitalei trambulina de lansare pentru președinția României. Eu sunt deja primar al capitalei, am și condus și partidul, nu? Am și un partid dar, în spate și condus vorbim, și partidul. Hai să vorbim mai întâi un pic despre realizările de la primărie. Păi care, că abia ce m-am votat, nu? Nu avem ați ales sau cum? Să vorbim un pic despre programul electoral atunci. Programul. Bine. Păi așa, la primărie. Primăria mare are un buget de 1,4 miliarde de euro. Sunt bani mulți. Eu dacă aș fi primar ieri al capitalei, acum vorbind foarte serios, noi avem un oraș foarte frumos, avem un PIB per capita înalt în capitală. Guvernatorul României mereu spune că prin București sau cu Bucureștiul, oricând putem să ne integrăm în zona euro. Deci putem face foarte multe lucruri. Iar cel care va fi pe bune primar al capitalei, iar eu dacă aș fi de asemenea, aș face lucrurile funcționale în oraș. În primul rând, la nivel de trafic, de exemplu, se impune acea eternă semaforizare inteligentă. E foarte important ca acest oraș să fie degrevat de acest trafic, iar o simplă semaforizare inteligentă, un sistem corect implementat, ar fi rezolvat această chestiune. Și totuși unde ne blocăm? Că de ceva ani de zile tot vorbim și nu... Ne blocăm, acum dacă îmi permiți o discuție pe fond, pe bune, blocăm în interese politice. Eu mai devreme glumeam, ți-am spus că deja sunt candidat la președinția României, fiecare șef de partid, în fapt, se teme de acest om primar al capitalei, pentru că ar putea pune probleme în partidul din care provine. Și venim, acum suntem în capitală, după niște ani în care am văzut și guvern de culoare, de aceeași culoare cu primarul. Și chiar și așa nu s-a rezolvat acea problemă majoră a capitalei, centura Bucureștiului. Ori erau membrii ai aceluiași partid și nu au putut să-și paseze de la unii la alții cheltuiala, că nu vorbim de doar de o simplă cheltuială, nu, cine să realizeze această centură a capitalei. Nu s-a putut întâmpla pentru că practic le teamă la nivel politic să nu care cumva primarul, de exemplu, să capete mai mult capital politic. Totul este un joc pentru puterea politică în partidul din care fac parte, de aceea nu se întâmplă nimic, pentru că acum realmente noi în capital am experimentat tot ceea ce se putea experimenta politic vorbind. Și am avut și ani buni în care primarul a fost de o culoare cu guvernul. Și primarul de culoare cu guvernul
nu au reușit să facă nimic în oraș și nu neapărat că fură banii, că asta e o chestiune pe care o cunoaștem, nu o vom putea repara noi, întotdeauna se vor găsi surse prin care se vor putea scurge sume de bani, dar tehnic vorbind, realmente, ca jurnalist am fost implicat, am vrut să înțeleg de ce nu se întâmplă niște schimbări, niște investiții și ăsta e răspunsul trist, pentru că ar căpăta foarte multă putere politică acel om la nivelul partidului și este, pentru că și pentru de fostul președinte al României, zona asta de primăria capitalei este trambolina de lansare pentru funcția supremă în statul român, ce anume scaunul de la Cotroceni. Deci bătălia e foarte mare, lucrurile sunt foarte complicate. Și atunci tot acest joc pe care l-ai explicat atunci acest bine, mișto blochează tot, da. Deci noi avem așa în capitală Jore, traficul, chestiunea apei calde, da? Radetul, acest etern Radet, cu conflictul etern cu Elcen, un Elcen care este la Ministerul Economiei și, repet, nu mai au scuză, pentru că am avut de aceeași culoare politică și guvernul și primăria municipiului și București. Și situație. Este aceeași situație. Avem acest Radet cu această infrastructură veche de zeci de ani în care țâșnește apa, pierderile de apă sunt enorme, sunt bani chiar și europeni pentru reabilitare, adică soluții sunt, însă nu a fost în niciun moment un deziderat politic susținut, realmente se rezolvă problema. Iar eu nu știu cum va arăta capitala, cum vom trece peste această iarnă, de exemplu, adică problemele sunt realmente solide. Noi am cu primit Radetul. Am primit foarte multe mesaje de la cititorii noștri, care la un moment dat mă și amuzam pentru că spuneau că mai mult nu au apă caldă decât da, au. Adică nu au. Păi, tu ai apă caldă? Se întâmplă frecvent în sectorul 3 să fie oprită. Eu tot în sectorul 3. E un sector unde se spune că e curățenie, nu poți să te plângi că e chiar așa un dezastru, dar apa caldă, pentru că ține de Radet și eu am, și eu număr zile în care am apă caldă. Asta e situația. Deci și noi în capital avem această mare problemă cu apa caldă, odată, și doi cu traficul. Și la trafic avem două mari probleme. Faptul că nu avem o centură pe unde să ducem traficul greu și Bucureștiul practic e tranzitat, pentru că dacă o iei pe centură, faci o zi acolo, o zi și o noapte pe centură. Și doi, semaforizarea inteligentă care lipsește astăzi când vorbim. Astea sunt problemele majore ale capitalei. Și după aceea vin celelalte. De exemplu, suntem o țară modernă? Suntem sau ne dorim să fim. Suntem o capitală modernă? Suntem sau ne dorim să fim. Noi suntem oameni tineri și suntem oameni faini și suntem iubitori de sport, da? Ai vreo pistă de pentru bicicliști în capitală care să tranziteze orașul? Nu, sunt piste de biciclete cu tot felul de obstacole. Ai în tot toți felul primarii de la toate sectoarele care îți explică ba că nu e la el, ba că e la sectorul celălalt, ba că nu e la sectorul celălalt de la primăria mare. O dată. Doi. Suntem oameni normali și deja generația s-a schimbat de mult. Suntem în această generație în care face jogging. Oameni de 50 de ani, oameni de 40 de ani, oameni de 25 de ani care fac jogging. Există vreun parc în capitală care să aibă benzi de jogging, de alergare? Există în orașul ăsta vreo posibilitate pentru tine ca individ care vrei să iei vibrația orașului, vibrația urbană, dimineața, să-l iei la pas, alerg. Eu vreau să alerg, de exemplu. Nu pot să ajung de la mine din Unirii pe Calea Victoriei, n-am cum, că n-am pe unde să mă duc, altfel decât prin trafic, printre mașini, nu ai nici măcar pe unde să traversezi. Adică avem chestii elementare, minore, benzi pentru bicicliști. Nu există. Nu există. Și sunt o grămadă de accidente rutiere, pentru că cel care vrea să meargă cu bicicleta în București, capitala României, totuși nu are pe unde să o facă decât printre mașini. Și repet, jogging. Avem atâtea parcuri. La noi e important să le schimbăm denumirea la parcuri. Toată lumea se bate să schimbe statui și denumiri. Am schimbat denumirea la parcul ăsta mare, frumos. Avem și noi un parc cel mai mare, cel mai frumos, acest parc din nordul capitalei. Așa, i-am schimbat denumirea. Asta era problema parcului? Nu. În acest parc atât de frumos, care are un traseu în jurul lacului de fix 6 km, nu ai. Deci pe bucată de amărât de asfalt, am vorbit că e pe raza sectorului 1 ca amplasare geografică, dar ține de administrarea primăriei mari. Bun, perfect. Nu se poate. Deci nu te poți deplasa pe lângă apă în acea
linie foarte îngustă de asfalt turnat, vai de capul lui, de asfalt denivelat, cu gropi, cu de toate, și acolo suntem cu toții. Omul care vrea să se plimbe, omul care vrea să facă jogging, omul care vrea să se dea cu rolele, ăla care se plimbă cu bicicleta, unul care își plimbă câinele, noi un cu toții. Un pensionar care mai vrea să se plimbe. Un pensionar, noi așa. Cu toții suntem pe această bandă, covor de asfaltic, de doar un metru, un metru și un pic, cred că are, care și ăla e cu probleme, că mai vii și în gât așa din când în când, că nimeni niciodată n-a avut bănuți, cât poate să coste, să tragă o porțiune de asfalt. Bănuți se cheltuie, că acum, apropo de ceea ce spuneai și tu, mă gândeam la trotoare. Deci trotoarele sunt o reală problemă în unele zone, pentru că sunt schimbate anul ăsta, iar cred că până în primăvară ajung să fie sparte, să fie cu găuri, deci tot timpul... Să revenim, că eu sunt primar astăzi, exact, da? Sunt primar și deja tine. Mă pregătesc pentru candidatura la președinția Bun, României. Păi să ascultăm, da, nu? În continuare, corect. Da. Deci, aș rezolva, aș pune ca, așa două mari capitole pe care le-aș avea de rezolvat și aș rezolva acest blestemat de trafic. Să fie, domne, o capitală normală. Din toate punctele de vedere, suntem un centru al lumii economice financiare pentru România. Noi suntem Bucureștiul, capitala. Eu ca primar, întâiul edil între edil demnitarul României, trebuie să rezolv problema traficului. Centură, mă l-aș strânge de gât pe ministrul transporturilor, dacă nu m-ar așa să dăm naiba drumul la centura aia odată. Și aș rezolva problema acestei semaforizări, mama măsii de semaforizare inteligentă, să fie odată funcțională. Asta odată, e foarte important, și radetul. Noi avem această problemă, trebuie să ne asumăm toți un an, doi ani de mare deranj, dar trebuie schimbate toate, absolut tot ceea ce reprezintă infrastructură pe parte de rețea subterană, pentru că altfel eu nu văd care este finalul. Clădiri cu risc seismic. Wow! Deci, noi avem... Aici e o problemă foarte, foarte gravă. Avem zone întregi în oraș, în cele mai elegante zone ale orașului, cu aceste clădiri absolut superbe, care sunt într-o stare de prăbușire, în care nimeni nu face nimic. Păi, aș ruga Parlamentul României să mă ajute cu ceva sprijin legislativ pentru a-i putea obliga pe aceia dintre proprietarii care nu doresc să-și repare clădirile să o facă. Sau să-mi dea mie ca primărie să mă lase să o fac, pentru că pică Bucureștiul la propriu pe noi și este urât și din punct de vedere estetic și nimeni nu face nimic. Și repet, bugetul primăriei mari este un buget foarte generos. Sunt 1,4 miliarde de euro. Pe lângă banii aceștia sunt atâtea instituții internaționale. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiții, o grămadă de pachete și de posibilități de instrumente financiare care ar putea fi trase oricând de la Bruxelles, care nu au legătură cu banii care sunt alocați României pe actual exercițiu financiar, pentru modernizare, reabilitare, soluții. Deci bani sunt căcălău nenumărați pe toate planurile. Așa și... Și suntem într-un punct în care dăm vouchere. Totuși lucrurile nu se întâmplă. Da. Dăm vouchere. Tot la Primăria Capitalei, prin ASSMB, administrația ce vizează spitalele, da? Avem 19 spitale în administrare, noi la Capitală. Celelalte, de pe raza Bucureștiului, sunt în subordinea și administrarea Ministerului Sănătății. Bun. Eu cred că sunt foarte multe lucruri de făcut în spitalele care stau în stricta subordine a primarului Capitalei, nu mai puțin de 19. Centre de recuperare. Wow, kinetoterapie. Mamă, ce chestie. Avem vreo sală cumva în afară de această unică sală în care miroase absolut odios de concerte în România? Există o sală, sala polivalentă, nu? Care... Și sala Palatului care... Și sala iarăși, Palatului... Totdeauna au fost discuții la Festivalul Enescu, mi-aduc aminte, legat de acustică, de faptul că e o sală veche, o sală învechită, nereabilitată. Și nu cu avem, toate astea nu avem. Nu avem, deci nu avem o sală de evenimente. Nu avem, nu există așa ceva. De multe ori concerte mari nu pot avea loc pentru păi că... n-ai unde... Arena Națională, și acolo am avut probleme. Sală de concerte nu avem și tot așa. Deci o da. Să... Bun. Altceva ce mai ai pe listă?
La primărie? Eu da. Zic că e suficient. Păi dacă mă apuc suficient și le fac pe astea... Suficient deja că le rezolvi pe astea în 4 ani? E timp? E timp. E timp. În 2 ani unii se rezolvă... Unii n-au reușit în... mai mult, în N-au reușit fie pentru că n-au dorit, fie că n-au fost lăsați. Și nu e glumă asta că nu au fost lăsați. Miza politică e foarte mare, repet. Interesele politice sunt extrem de mari. Da, a fost foarte interesant acest joc pe care l-ai punctat între administrația locală și interesele politice. Da, pentru că nimeni nu înțelege și oamenii nu înțeleg și am încercat întotdeauna să explic că dincolo că nu e ce se vede, deci deloc nu e ce se vede, sunt aceste mize politice extrem de mari întotdeauna. Cel care va câștiga primăria, punerea mare a capitalei, pune mari probleme oricărui șef de partid pentru că vrea el să-i preia partidul și vrea el să devină candidatul la președinție sau să devină premierul României. Adică atunci... întotdeauna miza se mută de la capitală și întotdeauna primarul lui, nu vreau să-i scuz pe niciunul dintre primarii Bucureștiului, dar primarul lui realmente îi se dă în cap. Nu i-a ajutat de guvern să facă prea multe, nu i-a ajutat să facă, dar totuși are bani, repet, deci el are o anvelopă bugetară a lui și pe lângă anvelopa respectivă sunt multe alte zone de unde pot fi trase finanțări la niște costuri foarte mici, pentru că sunt aceste instituții internaționale care realmente vin și împrumută pe costuri foarte mici și știu ce vorbesc. Legat aici m-aș legat de faptul... Deci dacă ar fi un primar și bun gospodar, ce vine și ne spun la televizor că realmente spune politice, chiar așa e. Dacă ar fi un primar bun gospodar, cu o mână de oameni, că nu trebuie să fim mulți, o mână de oameni, buni specialiști, bun gospodar și buni specialiști, se găsesc soluții. Și cred că avem câteva exemple, și chiar avem la noi în țară, exemple bune, de da, orașe da. Mai mici, mult mai mici decât foarte București, bine gospodărite. Da. Vorbeam la un moment dat cu o prietenă, sunt orașe care sunt cât un sector al Bucureștiului, nu mai mult. Și da. Cu toate astea reușesc să atragă și fonduri europene, reușesc să fluidizeze și traficul, adică la noi mai e o problemă. Parcările, despre parcări vorbim, se află la pe agenda ta? La parcări zic că s-au mai rezolvat. Parcările prin natura amplasărilor țin foarte mult și de fiecare primar sector în parte. Și la primăria mare, să spunem că nu mai e neapărat o problemă cu parcările și primarii de sector chiar pe ultimele mandate și-au făcut, mă rog, sau au demarat lucrări de construcție pentru mai multe parcări și lucrurile s-au mai așezat. Noi încă avem problema asta cu traficul în continuare. Am înțeles. Păi bun, Denis, mandatul tău s-a terminat. Mulțumesc frumos! Votam. S-a și terminat în... Votam acum? Cred că da, îi lăsăm pe cititorii noștri să spună... Uite, să ne scrie. Să ne scrie, da, pot dacă mă să votează. Ne scrie acolo în comentarii. Te vom vedea în curând să cu Dumnezeu. O nouă emisiune. Da. Ne poți spune câteva amănunte din culise legat de noul proiect cu care vei apărea la Canal D? Sunt foarte încântată de acest nou proiect. Am lucrat foarte mult la el. Am foarte mari emoții. Sper să le placă oamenilor foarte mult, pentru că o să încerc să îi descoper pe cei pe care i-au văzut invitați la mine în emisiuni până acum, din toate unghiurile din care trebuie ei descoperiți. Am o misiune foarte complicată, pentru că vreau să scot la iveală din fiecare invitat în parte tot ceea ce înseamnă el ca om, ca entitate, ca individ. Va fi o emisiune ce va avea la bază un interviu complex cu cel din fața mea, iar acest cel din fața mea va fi întotdeauna un om care are un cuvânt greu de spus în România. Că vorbim de politician, că vorbim de un medic de calitate sau un medic excepțional, că vorbim de un bucătar fantastic, că vorbim de oameni al căror mesaj, punct de vedere, contează pentru noi și este acea oră sau acele ore, depinde cât de mult va dura interviul, în care invitatul va putea să spună punctul de vedere și să-și așeze propriul lui adevăr confruntat cu tot ceea ce se spune despre el sau cu tot ceea ce se știe despre el. Eu o să le aduc în față tot ceea ce există în statul român înscris despre ei la nivel de chestiuni controversate, la nivel de adevăruri, iar ei vor avea șansa să-și spună punctul lor de vedere fără ca eu
să fac altceva decât să le mărturisesc partea lor de adevăr. Așa, ca un moment de adevăr cu sine, o oră sau mai bine de mers la psiholog. Provocator, incomod? Adică pentru mine provocator și pentru ei cu siguranță incomod, dar dacă doresc să îi cunoaștem așa cum vor ei să fie cunoscuți, trebuie să vină la mine la 40 de întrebări. 40 de întrebări, trebuie să spunem că emisiunea este structurată, sunt 40 de întrebări, cât au la dispoziție să răspundă pentru fiecare întrebare? 2 minute, întrebări? Timp maxim. Evident, dacă vor dori să nu ia toate întrebările, vor putea să o facă, dar există, sunt câteva reguli simple, dar clare, de la care nu mă voi abate niciodată. Pare un format foarte atractiv, cred că telespectatorii vor urmări în curând. Să dea Dumnezeu de să le placă, eu o fac și o lucrez la emisiunea asta din tot sufletul meu, cu toată inima și cu toată puterea mea. Noi ținem pumnii și o să fim cu ochii pe deci, TV. Deci am și voturi, am și privitori, da? Și voturi și privitori. Așa, vezi, să fie, cu câte pleci de la noi tot. De aici din da, studio. La mine, mulțumesc. Îți mulțumim că eu ai fost alături de noi. Noi ne vom revedea în curând, rămâneți pe pagina de Facebook știrilecanalde.ro, revenim cu noi live-uri.